Un act sfânt de adevăr și dreptate, astfel este apreciată reactivarea de acum 25 de ani a Mitropoliei Basarabiei. Cu prilejul aniversării sunt programate numeroase evenimente care au debutat la Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină cu un concert de colinde și muzică bizantină. Credincioșii din Basarabia, după grele suferințe... În debutul evenimentului au fost proiectate imagini din 19 decembrie 1992, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut reactivarea Mitropoliei Basarabiei. A fost un act sfânt, reparatoriu de dreptate. Am reușit să obținem legalitatea de 15 ani, pentru că știm până în 2002, preoții, clericii, mitropolitul nostru au fost persecutați. Mitropolia Basarabiei a fost desființată de regimul sovietic în 1944. Reactivarea a fost posibilă datorită eforturilor comune ale mirienilor preoților. Drepturile Mitropoliei Basarabiei au fost apărate și la CEDO. Este o luptă care nu s-a terminat nici astăzi. Ea va continua pentru că natura ei este geospirituală. Avem un factor de presiune dinspre Moscova care se simte și în Ucraina și în alte zone ale fost Imperiul Sovietic. Participanții la sărbătoare s-au bucurat de colindele interpretate de corala parohiei Sfânta Marama a Domnului și Sfinții Mucenici Brâncoveneni și de muzica bizantină cântată de corul psaltic Chivotul de la Catedrala Mitropolitană din Iași. E o puritate. Cântecele sacre, cântecele și cele care vin la suflet. 25 de ani sunt cu Mitropolia Basarabiei și toată viața a fost... Credincioșii din Corlăteni au binevoit anumii ca să meargă la Mitropolia Basarabiei, deoarece este a neamului. Noi am înființat o parohie în 2004, biserică nouă construită. Fiindcă Biserica Neamului este unul din reperile cele mai principale pentru a te simți în rând cu toate națiunile și a fi un neam. Este mitropolia patriei noastre și a limbii noastre cele românești. Avem foarte mulți credincioși, dornici și iubitori de neam și de patrie. Unde? În orașul Dundușeni avem o parohie înființată în 2007. Mai avem o problemă a patrimoniului, care, cu părere de rău, nu știm cum o să recuperăm. Nu dorim să recuperăm tot ce a fost a Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Basarabiei reunește peste 140 de biserici și mănăstiri.